Echilibru în furtună. Din nou bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Echilibru în furtună. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă, spune Apostolul Pavel și scrie aceste cuvinte în momentul când era în închisoare. Așadar, astăzi vrem să vorbim despre bucurie împreună cu doamna psiholog Ana Pașcalău. Ana, într-o vreme a tristeților, a tot stăpânitoare, mai există oameni bucuroși? Senzația este că trăim pe o planetă din ce în ce mai tristă. Și de oameni atât de triști. Mă bucur să fiu alături de voi și iată că și eu am folosit acest cuvânt cheie, bucurie. Da, eu cred că oamenii încă mai au motive, suficiente motive de a spune astăzi sunt bucuros sau sunt vesel. Cred însă că succesul experimentării acestei stări emoționale atât de minunate și a spune primare, pentru că bucuria este o emoție primară alături de teamă, tristețe și furie, este o inimă plină de mulțumire, o inimă mulțumitoare pentru tot ceea ce ne oferă Dumnezeu în fiecare zi. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti, tu vei fi bucuria celor ce iubesc în numele tău. Mesaj scris în Psalmul 5:11. Ce este bucuria sau care sunt manifestările acestei stări? Bucuria este o emoție alături de, precum, nu neapărat alături, precum tristețea, precum furia, precum frica. Ea însă demonstrează în comparație cu celelalte o stare de liniște sufletească, o stare de bine. Bucuria este un moment de fericire caracterizat printr-o viziune optimistă asupra unei anumite situații. De asemenea, aș putea spune că bucuria este o trăire interioară generatoare a unei stări de bine cu mari nivele de energie și multă disponibilitate în fața acțiunilor constructive, ea manifestându-se prin toate căile de exteriorizare și aș aminti vorbirea persoanei respective, faptele ei, mișcările corpului, modul în care ia decizii sau anumite hotărâri. Bucuria este deci exprimată prin toate aceste manifestări corporale ale ființei umane. Dar există o vorbă în popor despre oameni care nu sunt bucuroși, se spune că au fața întunecată. Așa e, ai dreptate. Bucuria e exprimată prin niște ochi luminoși, printr-un zâmbet care, deși parcă nu e exteriorizat în colțul buzelor noastre, el este acolo prezent. Se vede o stare de liniște, o seninătate pe chipul persoanelor bucuroase, pe chipul persoanelor care, de fapt, cred eu, experimentează mulțumire interioară. Cum a fost definită bucuria de-a lungul timpului? Îmi vine în minte acum o definiție dată de Karl Barth, un teolog creștin, și el spunea că bucuria e cea mai simplă formă de recunoștință. Îmi imaginez un cățeluș care dă din coadă. Da, să știi că avem foarte multe de învățat de la animăluțele care sunt în jurul nostru și astăzi oamenii și-au mai degrabă animale de companie decât să interacționeze cu semenii, dar avem multe de învățat de la ei, iar recunoștința pe chipul cățelușilor o vedem atât de repede. Mă mai gândesc la câteva definiții care mi-au plăcut mie când învățam sau studiam despre bucurie în facultate. Un scriitor francez spunea că bucuria e un resort puternic al naturii veșnice. Cred că, de fapt, asta e o conexiune a noastră, din nou un mesaj al faptului că suntem creați dintr-o divinitate, că avem ceva special în noi, ceva care ne apropie de veșnicie și care ar trebui să fie conștientizat mai des de fiecare din noi ca să putem fi desigur bucuroși. Pentru a experimenta însă bucuria, cred că înainte de toate fiecare din noi a experimentat tristețea, doar așa am putut spune, wow, cât de bucuros sunt, acum totul e minunat, a trecut perioada aia mai negativă din viața mea. Și acest mesaj îl amintea și Calvin, John Calvin, când spunea în scrierile lui că trebuie să te supui suferinței supreme pentru a descoperi măreția bucuriei. Nimic în viața noastră, din punctul meu de vedere, nu este întâmplător, însă ceea ce e foarte important și ceea ce face diferența între noi, între oameni, e modul în care interpretăm situațiile cu care ne confruntăm, modul în care alegem să privim un anumit context de viață și o anumită experiență. Și mi-amintesc tot așa că citeam la un moment dat
în scrierile unui psiholog care amintea că nu e important ceea ce ni se întâmplă, ci ceea ce alegem să facem cu ce ni se întâmplă. Altfel spus, decizia ne aparține nouă, pot să rămân în tristețea sau în suferința mea sau pot să caut în acea experiență negativă un motiv de a fi mulțumitor că poate n-am experimentat ceva mai rău de atât, că poate am avut oameni și prieteni lângă mine care m-au susținut și asta înseamnă, de fapt, recunoștință, adică, pe scurt, pot să fiu bucuros. Ana, deci am putea spune că dacă încercăm să păstrăm o notă de bucurie și speranță, atunci poate viețile noastre ar fi mai luminoase și nu ni s-ar mai părea totul atât de greu și de disconfortant? Da, se poate spune așa, ai mare dreptate. Exact ca în pasajul amintit de tine la începutul emisiunii. În Ieremia 29:11 sunt scrise niște gânduri care pe mine m-au întărit în foarte multe momente dificile pe care le-am experimentat și eu, chiar dacă sunt psiholog. Și acolo este scris că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Sigur, cineva ar putea spune, da, e simplu să spui astfel de mesaje, dar practic e atât de dificil să încercăm să găsim bucurie și să găsim în orice experiența noastră o mică sclipire, o mică licărire, un mic zâmbet care să aducă o formă, poate trecătoare, dar o formă de bucurie. Cineva spunea cândva că Dumnezeu poate să vindece o inimă sfărâmată, însă pentru ca Dumnezeu să poată să facă asta are nevoie de toate, ca mai întâi noi să-i dăm toate cioburile inimii noastre sparte. Mi se pare atât de profundă această informație și vreau să vă încurajez, dragi ascultători, să-i oferiți lui Dumnezeu toată încrederea voastră, pentru că vă garantez că din cioburile sfărâmate ale inimii voastre, divinitatea poate construi o nouă capodoperă, poate face o operă de artă, adică, pe scurt, o inimă mulțumitoare care vă va îmbogăți viața și vă va ajuta să depășiți orice momente conflictuale pe care le experimentați. Așadar, tu crezi că, de fapt, soluția pentru a experimenta bucuria este, de fapt, o inimă mulțumitoare. Dacă am venit în cabinetul tău pentru un consult psihologic, atât ai scrie pe rețetă, inimă mulțumitoare. Da, aș scrie asta, aș scrie cu mare încredere. Găsiți un motiv de mulțumire, pentru că vă spun că dacă ne-am uitat în fiecare zi la ceea ce ni se întâmplă de dimineața până seara, este imposibil ca fiecare dintre noi să găsească cel puțin un motiv pentru care să spună: îți mulțumesc, Doamne, de exemplu, că am cu ce să mă încalț, îți mulțumesc că am unde să merg la serviciu, îți mulțumesc că eu încă mă mai pot trezi dimineața. Deci avem nenumărate motive pentru a fi mulțumitori. Așa că încercați să fiți mulțumiți. Ca și final al emisiunii noastre, cred că ne apropiem deja de încheiere, aș vrea să încurajez pe ascultătorii noștri cu cântarea Anei, care stă scrisă în cartea Samuel, în 1 Samuel, capitolul 2, și Ana spunea atunci când era în suferință că nu putea să aibă un copilaș: mi se bucură în inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Arcul celor puternici s-a sfârmat și cei slabi sunt încinși cu putere. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine și cei ce erau flămânzi se odihnesc. Chiar cea stearpă naște de 7 ori și cea care avea mulți copii stă lâncezită. Domnul omoară și învie, el pogoară în locuința morților și el scoate de acolo. Domnul sărăcește și el îmbogățește, el smerește și el înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să șadă alături cu cei mari și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat el lumea. El va păzi pașii prea iubiților lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere. Vrăjmașii Domnului vor tremura, din înălțimea cerului el își va arunca tunetul asupra lor,
Domnul va judeca marginile pământului și el va da împăratului său putere și el va înălța tăria unsului lui. Mesaj superb în această rugăciune a Anei pe care ai citat-o din Biblie. Stimați ascultători, rubrica Echilibru în furtună pentru astăzi se încheie aici. Am discutat despre bucurie. Sper că v-ați dat seama că am discutat astăzi despre bucurie. Data viitoare vom aborda o nouă temă și anume relația părinți-copii. Deocamdată, la revedere! Ați urmărit rubrica Echilibru în furtună.